seara, stimați telespectatori, iată că eram în admirația, să zicem, presei locale și am uitat că am intrat în direct. Chiar dacă colegii din regie erau disperați să spună că sunt, sunt deja în emisie. Vreau să vă spun că sunt foarte multe subiecte foarte interesante. O să încercăm să le luăm pe rând astă seară, să sperăm că avem timp de toate. Dar mi-a atras atenția la început ceva care cum să vă, noi eram anunțați cumva că va apare o mare companie națională, de fapt, din câte știm cu patronat străin, care are contracte în foarte multe locuri din țară practic cu toată presa locală ne anunțase că o să apar la concurență un articol denigrator la adresa la adresa sa și iată că articolul așa a și apărut. Problema, până la urmă, e un site care nu știu dacă merită să-i dăm numele ca să nu-i facem publicitate, că poate se mai uită și alții pe și le, îi fac accesări. Site-ul respectiv pe care nu și la asumă nimeni, dacă te uiți pe site-ul nu prea găsești adresă, nu găsești mare lucru spune ceva de genul presa exploziv, presa locală independentă băgată în faliment. Așa, niște elvețieni se pregătesc să fugă din țară. E, vreau să vă spun că până la aici nu putea putem să comentăm, de fapt, problemele financiare, dacă există ale companiei respective și le rezolvă sau și le-a rezolvat în, ultimle, în, ultimul timp. Însă, cred că e vorba de o manipulare și de o grosolănie fără seamă. În condițiile în care se spune așa, și o să vă spun de ce, că publicația respectivă a scris în urmă cu câteva luni despre intențiile PSD de a subordona presa locală din România. Suntem în măsură să vă prezentăm cel mai mare rap din istoria presei locale din România. Manoper în spatele, care ar fi uh, Vioral Rebenciuc, de bine că doar e în uh, închisoare, și Varujan Vosganian, care și el ar fi, ar fi fost uh, foarte aproape dacă îi se re, de, retrăgea imunitatea. E, vreau să vă spun când materialul respectiv aflăm printre altele o chestie uh, o lista a produselor de presă independente care vor fi direct și puternic afectate de o predictibilă intrare faliment a firmei respective după retragerea elvețienilor, să spunem că am spus acționarul. Singurul care ar avea obligația morală, dar și ca a acoperi pierderul și plății datorilor. Ce datorii și ce plăți n-am înțeles, dar asta e altă treabă. Pe lista presei locale găsim publicații locale, televiziuni, radiouri din multe locuri din țară, inclusiv din județul Gorj. Surpriză sau nu, apare și în TV pe listă. Am rămas destul de așa, că vom fi afectați. Avem un contract, dar nu e atât de mare și important ca să fim afectați până la urmă. Dar faza este alta. Că Uh, site-ul respectiv, de fapt, reproduce o listă de pe site-ul oficial al companiei respective, în care sunt afișați toți colaboratorii, toți cei care au contracte. Deci, nu are nicio treabă una cu alta. Lista, de fapt, informația respectivă nu prea există. Uh, apropo de apropierea de uh, DPSD de sau ceva de acest gen, nu cred că v-ați convins în această campanie electorală, apropo de NSA TV sau de Vertical, că n-au avut uh, nicio legătură cu campania electorală, n-au existat, uh, n -au existat uh, materiale publicitare, n-au existat contracte, iar NSA TV și Săptămânalul Vertical sunt perfect independente. Deci nu avem nicio problemă din acest punct de vedere. Să precizăm. Compania despre care se face vorbire în materialul respectiv este o companie de publicitate, agenție de publicitate. Deci nu, nu e o problemă din punctul de vedere că am avea o relație cu ea. Ea se ocupă de contracte de la nivel central care se dau și pe media. Locală. Deci asta este legătura, nici în varianta că există, nu au nicio legătură politică. Ca să nu mai spunem că contractele acestei firme vizează în special, atenție, uh, organe de presă cunoscute pentru atitudine anti-PSD, nu pentru, am putea da, dar nu e normal să facem așa, din televiziunile centrale, din posturile centrale, din site-uri, sunt foarte multe recunoscute pentru atitudinea anti-actual partid de guvernământ. Așa că problema e următoarea. Această dezinformare apare pe un site pe care nu și-l asumă nimeni. Deci aici e toată problema, dar să zicem că prinde, așa se nasc revoluție gen Facebook. Însă, apropo de acei domni care se ascultă în spatele acestui site care apare la nivel național, la nivel de gorjei Prea, dintr-un preia, să zicem, știri de prin diverse cotidiane sau din alte publicații, normal ar fi fost când dai această listă și spui că pot să fie afectate, să te întrebe să-și ceară un punct de vedere. E o regulă elementară în domeniul jurnalisticii. Normal că nu s-a făcut acest lucru, doar, vă spuneam, compania mare de la București, compania mamă, se aștepta la un atac din partea concurenței și atunci ne-au spus, bă, vedeți că o să apară ceva de dezinformare. Deocamdată nu avem alte motive să credem că n-a fost așa, în condițiile în care compania are contracte transparente cu foarte mulți, cu foarte multe firme, foarte multe companii, iar site-ul pe care apar aceste informații vă spuneam, este un site anonim până la urmă, nu e asumat de nimeni, nu există, să zicem, o conducere, un ziarist care să și-l asume până la, până la urmă. Dar asta este, știți cum, uh, cum se întâmplă. Apropo de agenția respectivă pe care nu-i dăm numele doar din ideea de a nu-i face publicitate gratuită, uh, vinde publicitate de la marile branduri din, uh, din România, uh, iar la noi în Gorj trebuie să recunoaștem. E normal ca această agenție să fie ajuns în Gorj. De ce? Ia uitați-vă ce s-a deschis în Gorj în, ultimul în ultimul timp. Avem în cadrul mall avem lanțurile mari, supermarketurile mari, hipermarketurile, care au nevoie de această publicitate. Dar atenție! Noi, ce vedeți dumneavoastră pe postul de televiziune al nostru, multe din acele centrale sunt venite prin intermediul acestei firme. Deci nu e altă nu e altă legătură. Am încheiat acest subiect, acest subiect, dar vreau să vă spun că așa se nasc marile manipulări și de aici, după aceea, vedem ce votăm și cum, și cum votăm, apropo de, vă spuneam, făceam o legătură cu Revoluția Facebook de mai, de mai acum 2-3 săptămâni. E, și vreau să vă spun că trecem la politică pentru că vrând nevrând suntem ca în... Filmele cu Stan și Bran. Și o să vă spun de ce. În. în. acum două săptămâni parlamentarii. parlamentarii noștri votau orice. Dacă le cerea Ioanis, atunci după alegeri, în primele zile, să voteze că pleacă toți acasă, votau toți că pleacă acasă. E, au trecut deja două, trei săptămâni și lucrurile s-au mai schimbat. În sensul că, de exemplu, ieri aflam că uh, un parlamentar al UDMR nu i s-a ridicat imunitatea ca să fie arestat și unul al PDL a fost aprobat, astăzi am aflat invers. Al PDL-ului a scăpat, al UDMR-ului uh, i s-a ridicat imunitatea, doar că ăsta i pleca puțin pe afară și, practic, unul a scăpat așa, unul a scăpat că nu e în țară de moment. De, e o campanie, deci practic din ce îmi dai o seama, DNA-ul, alte instituții, parchetul și celelalte, nu mai lucrează decât pe politicieni. Foarte bine și frumos. Clasa politică treia sanată. Însă știți cum e. Până după ce ai văzut atâția ani că te uiți numai într-o anumită direcție, parcă nu-ți vine să cred că e chiar pe bune. Și de ce vă spun asta? Uh, Haideți să ne uităm uh, la foștii guvernanți de o anumită culoare portocalie. Nu sunt afectați. În continuare nu sunt afectați. Nu, nu ne uităm la plevuși ca gen deputatul, nu știu cine de n-a auzit nimeni de el, că a furat, a furat, că tot se pare că politicienii noștri au un fișa postului să fure. Dar faza e următoarea. Nu vedem numele mari niciunul să zicem că va cădea Elena Udrea în următoarele săptămâni luni, dacă nu s-a întâmplat ceva surprinzător. Dar, încolo, nu sunt vizați decât pesediști, sunt și cei mai mulți, trebuie să recunoaștem, majoritatea consiliilor județene sunt ale lor. Și atenție și liberali. Bine, acum vreau să vă spun și asta nu e, nu e neapărat vina lor, sau în orice caz, aici nu, nu mai putem să vorbim de corupție. Din nefericire, deci, au murit doi președinți de Consilii Județene, amândoi de boli incurabile, e vorba de Câlea de la Vâlcea, chiar în dimineața aceasta, e vorba de Culița de Tărâță, în Moldova, dar, practic, au mai fost săltați doi președinți de Consilii Județene, sau e pe cale și al doilea, Țurcanu, cred, pentru că pe molos de la Hunedoara, L-au luat cu ful și cu tot, astăzi, și l-au și arestat pentru 24. Și cu siguranță va lua, uh, va lua mai mult, deci nu va scăpa doar cu 24 de ore. Știți că el a fost luat între turul 1 și turul 2. Poate că a fost un joc electoral, nu știu, noi zicem sau ne întrebăm, nu știm cât e de adevărat. Oricum, acum ne putem referi la justiție, că de astăzi nu mai e nicio problemă. Știți că legea a fost. Uh, care ne interzicea acest lucru la presă a fost abrogată. Deci, dar nu o să încercăm să acuzăm fără dovezi, dar ne întrebăm, pentru că sunt totuși, vă spuneam, parcă sunt unii care nu se mai întâmplă nimic cu ei. De exemplu, vreau să vă spun, știți, se vorbea de un politician, Florin Popescu, care era pe la pmp de exemplu, care bine mersi, a fost trimis în judecată, dar de dosarul lui s-a mai auzit nimic de luni de zile. Eu parcă aș vrea să-i văd pe toți, de toate culorile politice, dacă tot e să asanăm clasa politică. De fapt, asta e și provocarea și ascultam un comentariu astăzi al lui Moise Guran. Jurnalistul spunea o chestie că dacă nu se va înțelege de către toată clasa politică că anticorupția devine, să zicem, prioritate zero în următoarea perioadă, o să avem din nou lumea în stradă. Să știți că sunt, sunt convins că așa se va întâmpla, pentru că de ce vă spun asta? Oamenii au fost, de asta au și avut, să spunem așa, forța să vină în stradă, și din cauză că avem o problemă de corupție la nivel național. A crede că stingi setea de sânge, cu ghilimele de rigoare, numai cu o anumită parte, că practic acum dacă vedem, uh, făceam astăzi, încercam să număr așa cam câți au fost afectați dintr-o parte și din alta, vreau să vă spun că fostul USL, adevărat USL, nu ăsta de catifea de acum, are implicați undeva la 70, peste 70% dintre arestări. La asta se mai adaugă și UDMR-ul care au mai fost luați colateral și de la ei, iar practic, băilalți uh, sunt uh, la 10%, deci persoane uh, nu prea importante. Deci așteptăm să vedem numele grele și de acolo ca să vedem că totuși se lucrează. Părerea noastră, nu dăm cu parul, da? Ar cam trebui să fie așa, nu? Bun, uh, apropo de știrile din uh, uh, de astăzi și spuneam că... Mircea Moloț, președintele Consiliului Județean Hunedoara, care a fost reținut de procurori, încă nu e o știrea oficială, dar vă spun eu că faptul că l-au ținut atâta cu siguranță i-a devenit între timp oficială, la ora când vedeam eu știrea, încă nu era oficială. Avem, avem în cazul lui foarte multe lucruri, deci e un motiv cu siguranță să fie, să fie adus în fața justiției. De fapt, revin la o, să zicem așa, un lucru de care se spunea că în România, dacă ești primar sau președinte de Consiliul Județean, poți oricând fi săltat pe, de organele statului dintr-o problemă foarte simplă. Legislația e destul de ambiguă, și știți cum sunt politicienii români? Sunt obișnuiți să mai bage mâna mai mult decât trebuie în anumite lucruri și de aici, de aici și, și problemele. Dar parcă vă spuneam, poate avem noi senzația asta și nu e, nu e adevărat în sensul că s-ar vedea în alte, în alte direcții. Bun, Vreau să vă zic că promiteam prietenilor de pe Facebook să discutăm asta seară de un subiect, eu a zice, extrem de interesant și de dureros, și de. eu zic că e important pentru mulți dintre români. Consiliul Fiscal a acuzat guvernul pe tema rectificării bugetare, precizând că astfel se încalcă mai multe prevederi legale și, arată și aceste modificări arată incapacitatea executivului de programare și execuție a bugetului, privind în special investițiile. Consiliul fiscal mai arată totodată că plata în avans a unor drepturi salariale nu va reduce presiunile pe bugetul din, pe 2015. Dacă sectorul bugetar așteaptă să-și primească banii tăiați de guvernul BOC, promisiune făcută în campania electorală, după cum știți, uh, Există și forțe, le-am numit eu în această prezentare, care încearcă să nu facă, să blocheze acest lucru. Bun, haideți să o luăm așa ce zic specialiștii la Consiliul Fiscal. Nu știm, nu știu exact care sunt specialiștii, mă interesează mai puțin, pentru că n-am auzit nimic de ei în ultimii doi ani, decât ceva de gică contra, dar asta e. Păi bun, haideți să o luăm mai întâi cu a, a treia rectificare. A, conform legii, nu e posibilă a treia rectificare. Dar, atenție, s-a dat o ordonanță, efectul legii a fost suspendat, de se poate. Până la proba contrarie, se poate. Acum când guvernul de te știți cum a apărut scandalul atunci de alegeri? Să dea o guvernul ordonanță, deși într-un domeniu în care, atenție, nu era abilitat ca să facă secții de votare mai multe, Acum, când dă o ordonanță de urgență pe un domeniu în care este abilitat, atenție, să dea ordonanțe, nu mai e bine. Dar, în fine, să trecem peste asta. Deci, avem și zicem că e legală a treia rectificare. Ce prevedea? Să dăm niște sume care sunt în momentul de față la buget, pentru că, dacă n-ar fi, nu le-ar putea da guvernul, pe ce? mai completăm pe la armată, mai completăm nu știu ce și o mare parte din această sumă se dă pe hotărâri judecătorești în sectorul bugetar, în special învățământ. Atenție! Sumele respective sunt, ar trebui plătite în anul 2015 în patru tranșe sau în orice caz, în cursul anului 2015. Bun. Să zicem, faci un favor celor din sistemul bugetar, nu e bine. Ok. Dar, avem o problemă. La acest moment sunt pe rol sute de mii de procese în care se calculează, atenție, majorări de întârziere pentru sumele care nu se plătesc la timp. Pentru că statul a eșalonat până în 2016-2017. De acord? Dar acele majorări de întârziere calculate de instanță se fac la momentul când s-a câștigat, la 2012-2013 sau 2011, da? Păi, bun. De fapt, statul ce vrea să evite? Ca să nu plătească în 2015 și majorările de întârziere care de multe ori dublează sumele, pentru că e vorba de câțiva ani și la sumă mare. Deci, practic, plătind în avans, statul nu pierde, câștigă. Deci, practic, cei care pierd din acest punct de vedere sunt uh, oamenii. E adevărat că nici oamenii nu pierd foarte mult, în sensul că și dacă ea în 2015-2016, sumele nu mai sunt aceleași. Bun. Din acest punct de vedere ar fi logica guvernului și mai e o chestie. A fost promisiune electorală, iată, guvernul arată ce? Guvernul condus de Victor Ponta, care a fost candidat, arată, bă, am spus în campanie ceva, mă țin de cuvânt, pot să fac asta. Adversarii acestei idei care spuneau și în campanie că nu sunt bani, spun, nu se poate. Ai făcut rectificare ilegală, stabilirăm că la limită cu ordonanță e legală. Bun, E, problema aici apare în sensul dacă banii respectivi sunt sau nu sunt și cum îi justificăm. Banii sunt pentru că s-au făcut investiții mai puține. E adevărat, cifra la investiții anul acesta este mai mică decât ce-a propusă. E mai mare ca cea din 2013, dar e mai mică decât ce-a propusă. Și că de aici ar fi bani. Da, dar sunt și încasări mai mari la buget. Deci, teoretic, banii există. E, Toată lumea o dă, deci, practic, vorbim de, dacă am înțeles bine, de 4 miliarde, ceva de, de acest gen ca sumă de lei, iar dacă la investiție lipsă ceva de câteva sute de milioane. Deci, e o diferență, de, deci, n-ar fi de aici. E un excedent bugetar care, teoretic, poate fi folosit. E adevărat că el poate apare și în bugetul de anul viitor, dar. În anul viitor plătim o datorie externă, dacă am înțeles bine din informațiile din presă, de vreo 5-6 miliarde de euro. Împrumutul lui, lui fostului actualului de fapt președinte. E, și atunci probabil cei de la guvern s-au gândit, mă, plătim este acum ca să avem bani suficienți în buget, la bugetul cu femeii ca să plătim și restul. Femeiul Atenție, el spune și acum: Nu aveți bani ca scăzut CASE-ul, nu aveți bani pentru ce ne-ați propus în 2015. Deci, cu siguranță, hotările judecătorești nu mai une să le prind în învelopa financiară sau, atenție, trebuie să pui noi taxe și impozite. Ori, dacă pui noi taxe și impozite, rezultă că în campania electorală. Câștigătorii au avut dreptate, cei care au pierdut n-au avut dreptate. Bun, până la urmă, știți cum e cu politicienii? Au dreptate și unii și alții sau n-au niciunii. Faza care ne afectează pe noi este că românul simplu este la mijloc. Și într o variantă și în cealaltă noi suntem cei care pierdem. Ori la acest moment, părerea mea este că suntem în fața unui scandal artificial. În sensul că banii avem, bun, ar putea fi teoretic duși spre investiții. Dar suntem la început de decembrie, da? Dacă să zicem, avem acum nu știu câte miliarde lei vechi, îi trimitem acum la primării ca să facă investiții. Unde se duc acești bani? A zicit. Clientela de partid, firmele pe la primării care au, nu știu, lucrări, ceva care le-au făcut la timp, sau facem acum lucrări? Dacă mie îmi spuneți că turnăm betoane acum și suntem și eficienți cum o facem de atâția ani, deci Consiliul Fiscal cred că are alte interese cu această declarație. Pe partea cealaltă, nu mi se împare în regulă și cred că Guvernul ar trebui să lămurească lucrurile, adică, bă, de ce n-am făcut investițiile prognozate? Că poate nu e vinovat guvernul. Adică poate nu știu cine nu și-a făcut nu știu ce studiu de fezabilitate sau ceva de acest gen. Deci trebuie lămurite lucrurile, dar în esență, dacă cei care sunt acum la guvernare își asumă, deci pe o parte spun nu crește în taxe și impozit, pe partea cealaltă pot să dea acești bani și completează și celelalte lucruri, nu văd care ar fi problema din punctul de vedere al cetățeanului simplu. A, accept și e bine să mi se dă, deocamdată dovezile prezentate sunt decât, știți cum e, la, de, de, regulă așa e în opoziția de la noi, indiferent de culoarea politică, ba pe amătii, ceva de genul. Așa că nu ne lămurește ce și cum. Poate că poziția Consiliului Fiscal, poate că chiar a unor analiști independenți, este cea corectă. Dar, deocamdată, argumentul este că, vezi, Doamne, nu s-au făcut investiții. Asta e singura sumă, deși se recunoaște că s-a uh, colectat mai mult la buget. Și atunci nu ar fi problema. A, sau mai e o problemă, poate avem ceva cu cel mai important, adică, de fapt, cu segmentul bugetar și cel mai important dintre ca și număr, cu învățământul. S-ar putea să fie și acest lucru, pentru că. Mai țineți minte acum câteva săptămâni scandalul? A, la profesori se primesc cei 700 de lei pentru formare. Am făcut un scandal național din asta. Apoi a fost și la sănătate câte 100 de lei cu salariu, nu știu ce, deci s-au centrat pe, pe aceste lucruri. Iată că nici învățământul, nici sănătatea n-au mers neapărat cum se temeau cei care făceau gălăgie cu vot într-o anumită direcție. Poate au făcut rău, poate au făcut bine. Istoria să ne judece, cum se spune. Dar atenție: că de data aceasta nu mai e vorba. S-a terminat campania electorală și acum toate lucrurile putem face lucid. Deci, încă o dată, dacă banii există, ca să-i cheltuim acum pe investiții la sfârșit de an, asta înseamnă bani aruncați. Știm toți. Inclusiv specialiști economi spun acest lucru. Și atunci avem două variante. Ori îi băgăm și îi trimitem în consum, și automat. Putem să mai susținem chiar o creștere economică până la urmă banii respectiv circulă. Sau îi lăsăm și vedem cum îi împărțim sau cum îi trimitem după aceea pe datorii de foarte mult timp. Acum ca să fiu rău, vedeți. Și am văzut un comentariu foarte interesant al, unor, al unui ziarist. Păi nu prea sună bine vede vedeți. Nu avem. Avem creștere economică când s-a spus că nu avem. Se dau banii când s-a spus că nu sunt bani de, pentru salarii. n avem reducere de salarii, nu avem nu știu ce. Acum, ca să fiu rău, și asta ar însemna că să facem politică. Însă, lucrurile trebuie să se corecteze și aici. Și, întorcându-ne la ce spunea, cum spuneam, jurnalistul Moise Guran, trebuie lămurite și lucrurile cu anticorupția, pentru că deja lucrurile încep să o ia. O, o, să o ia din acest punct de vedere la vale. E, acum vreau să vă mai spun că senzația, și l anunțam la vremea respectivă când și-a deschis un site, senzația presei din ultimul timp este Sorin Ovidiu care nu mai este mogulul media, că nu mai are firme și nu știu ce, în schimb, are blog, ba din contra a început să-și facă, deci se filmează și acasă în sufrageria proprie și personală când spune diverse lucruri. Pe el spune acum, mai nou, că vrea schimbarea clasei politice și de asta postează diverse, diverse lucruri. Nu am nimic cu el, poate să spună lucruri interesante. M-a frapat însă o declarație de zilele trecute, poate chiar de ieri, în care spunea că dacă ar ști de neau ce ar fi făcut, el ar fi condamnat pe viață, ceva de acest gen, nu știu dacă era vorba de nea sau de alte instituții. Păi, dragi oameni ai legii, sunteți invitați să faceți lucrurile cum trebuie, adică să probați toată activitatea infracțională a lui Sov. Știți ăla care ne spunea să dormim liniștiți, FNI-ul vechează. Dar, pe de altă parte, nu pot să nu fac o legătură, și cred că am mai făcut-o într-o seară sau am avut de gând, în sensul că, știți, Sov își făcut blog, spusă câte ceva lucruri despre politicieni și ne anunță că va veni cu dezvăluiri senzaționale, și dintr-o dată este eliberat condiționat din pușcărie. S-ar putea ca lucrurile să nu aibă nicio legătură. Dar suntem în, în, țara tuturor scenariilor, tuturor posibilităților. Dacă este o anumită legătură. Și apropo, suntem în... Eu tot n-am priceput asta cum e. Sunt, sunt un închisoare și țin rubrică zilnică, țin un blog zilnic. A început cu Adrian Năstase, continuă cu Voiculescu și ceilalți. Sunt unii care sunt eliberați, cercetați la domiciliu sau așa, au blog și totul, totul e ok, se spun vrute și nevrute. Nu mi se pare prea în regulă. Adică, bun, avem prezunția de nevinovăție până la proba contrarie, zicem, n-a fost condamnat, dar din câte știu eu, vântul a tot fost, este infractor dovedit bine, și voi cu la fel și alții. Cum îi luăm în seamă? E, e cu duș întors dacă ar, fi, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, dar cred că sunt paradoxurile, uh, politicii române sau ce se întâmplă în România. E, vreau să vă spun că astăzi este un moment istoric, s-a produs astăzi uh, o chestie istorică. În chestii, în partea socială, eu zic că Nina, nu știu cât a văzut-o presa, s-ar putea să nu, să nu conștientizeze cineva ce se întâmplă. Mai țineți minte când se hotărâsă justiția să facă ordine prin sănătate? Mai țineți minte cum mai erau săltați, inclusiv pe aici, prin gorj, doctori care luau șpagă, nu știu ce. Pe la cărbunești au fost niște cazuri. E încet, încet, însă, de regulă, aceste procese se terminau uh, cu uh, o scoatere de sub urmărire, o condamnare cu suspendare, ceva de acest gen, pentru că ei erau pur și simplu simpli angajați, personal contractual. E vreau să vă spun că, pentru doctorii care au rămas în România, din ce în ce mai puțin adevărat, e o veste proastă. Începând de astăzi ei nu mai sunt ce erau, apropo de celebru cântec, ci sunt funcționari publici. În alta curte de casație și justiție a stabilit miercuri că orice medic care este angajat într-o unitate a Ministerului Sănătății este funcționar public și în consecință este subiect activ al infracțiunii de luare de mită. Nouă judecători a înaltei curs de casație au fost desemnați să dezbată o chestiune de drept privind calitatea de funcționar public a medicilor din România. În final, ei au hotărât unanimitate că orice medic angajat al unei unități ce aparține Ministerului Sănătății are calitatea de funcționar public. Potrivit acelor surse, inclusiv la înalta curte, au existat judecători care au dat soluții de achitare a unor astfel de medici, atenție, despre care s-a constatat miercuri că au calitate de funcționari. Deci din acest moment lucrurile devin mai agravante și dacă spunem că cineva a luat mita, aici mă încadrăm foarte bine și cu medicii și nu știu pe unde vom mai, eh, vor mai scoate aceștia cămașa când vor fi prinși că se întâmplă ceva, dar ei trebuie să stea liniștiți pe undeva, din alt punct de vedere. Ați mai auzit de vreun metic că a pățit ceva în ultimul timp? Nu cred că e medic în România care să nu ia șpag. În condițiile acestea de a auzi câte un caz și școlo, cu mai mult le arăți pisica, nu e mare, mare lucru. E adevărat încă o dată. Unii nu condiționează și poate pentru unii o faci, o faci tu din propria, cum să vă spun, din propria mulțumire că ți-a prestat un serviciu că ai fost mulțumit de acest lucru. Da, dar știți că e un Nea medicul de pe aici, cred că se ocupă de nașteri, ceva de acest gen, care am avut niște cazuri și de fiecare dată a apărut aceeași acuzație, că n-a băgat în seamă pacienții, că n-au sărit părinții cu ceva. Nu s-a întâmplat nimic, nici măcar dosar nu s-a făcut. Dar lumea știe. Și ce e în toată țara, pe toate astea, se condiționează multe cazuri. Nu se întâmplă nimic. Poate acum să vedem, să vedem o schimbare din acest punct de vedere. Dar uh, uh, nu cred că se vor schimba, cum spuneam, multe lucruri din acest punct de vedere, că mai avem, știți cum e, sindicatele din sănătate vin și spun nu, domne, sunt persecutați, medicii din România ori trebuie să plece aici, nu sunt respectați și așa este, au salarii mici și așa este, dar acum și prestația lor de foarte multe ori este jenantă. Iar pentru că am ajuns în acest domeniu, n-am înțeles încă care e rolul medicilor de familie. Deci noi avem în România, nu mai vorbesc de Târgu Jiu, avem medici de familie, destui. Dar sunt un fel de, cum să vă zic eu, un fel de registru ambulant pentru dat rețete. Cel mult pentru dat rețete. Vreau să vă spun că avem medici de familie, nu vă spun din experiență proprie, dar îmi spuneau uh, destul de mulți prieteni, care te duci la el și spui că mă doare capul sau mă doare nu știu ce. Și te întreabă el unde să te trimită să-ți faci analize. Deci în lotul îi spui une mă doare și medicul respectiv a te duci la nu știu care secție, la policlinică, nu știu ce, sau la un cabine privat să spunem dacă ai mai mulți bani și-ți permiți e, vreau să vă spun că ai noștri te întreabă ei pe tine unde vrei să te duci deci vă dați seama ce medici dar în fine asta, asta e o altă problemă și o să o dezbatem cu siguranță în, într-o altă seară ne întoarcem spre, spre partea sportivă de data aceasta pentru că nu o să credeți Știți că vă spuneam și noi am cerut oficial și de la această emisiune să știți că se întâmplă schimbări la Pandurii. Și schimbări esențiale. Bine, prima ar fi ca astăzi seară Pandurii să ne facă o surpriză și să câștige la Cluj, să se ducă în semifinale. Asta ar fi o surpriză plăcută. Însă a scăpat astăzi pe surse și vreau să vă spun, și vreau să vă spun că Uh, am auzit-o astăzi prin tot târgu informația. Uh, Mihai Prunariu va fi înlocuit în funcția de președinte al clubului CS Pandurii de Vicențiu Iorgulescu, fratele știți cui, Lugino Iorgulescu, președintele LPF-ului. Deci, ce ar însemna asta? Că avem și pile la Liga Profesionistă. E, dacă avem pile și pe acolo și pe la Federație, poate o să avem și noi arbitraje bune. Nu favorabile. Arbitraje corecte. Bun. Pe locul lăsat liber de Eugen Pârvulescu. Atenție! Locul a fost lăsat liber până acum. Știți că se spunea că nu e nevoie, că de fapt era o singură funcție, că nu știu ce. Deci până la urmă recunoaștem că în locul lui Pârvulescu trebuia să aduci un om de fotbal. Ei, până la urmă îl aducem locul va fi ocupat de Edi Ordănescu. Edi Ordănescu, copilul selecționerului. Deci o să avem pardon, legături și cu FRF-ul. Bine, am glumit acum că vreau să vă spun că cei doi sunt niște profesioniști, au avut rezultate. Bine, Edi Ordănescu a încercat ceva ca antrenor, nu m-am lămurit pe ce va fi adus el. Deci ce legătură are el să zică, să vină ca manager de oricare. Poate am înțeles noi greșit. Poate că l-aduc ca antrenor și pe petrică, fără frică, îl trimit. Oricum, să, duc, să se ducă să retrogradeze pe alții, o lui tot la retrogradare, poate să o zi el în becă, știți, el din prin zona aia este. Și acolo a devenit celebru. Uh, acum vreau să vă spun că informația n-a transpirat întâmplător, e cumva și cu presiune pe echipă și pe conducerea administrativă să facă ceva la Cluj. Dar dacă ideea prinde și la Cluj se obține un rezultat bun, treacă, meargă. Numai să nu facem ca după această partidă să sărbătorim că suntem cei mai tari din oraș și după aceea să o pățim iar în campionat. Că până la urmă în cupă știți cum e merge și fără cupă, dar în campionat s-ar putea să ajungem la matineu și asta e o mare, e o mare problemă, dar mă bucură că lucrurile se mișcă și dacă se mișcă și se face treabă la pandurii, ne rămâne echipa în, în divizia apropo de iarnă, vă spuneam aseară că Știți cum e cu iarna, nu-i ca vara și că drumurile din Gorj au și ele o problemă. Spre neșansa autorităților de la Gorj, azi dimineață, de vreme, au pățit-o pe drumul, pe drumul dintre Băile Herculane și, și Padeș și Tizmana. Acolo, prin munți, lucrurile n-au prea stat în regulă în, pa, în parcul respectiv, în zona drumului dintre Obrșea, Cloșan și Herculane. Atenție, drumul care se află în, în paza și în administrația gorjului, adică a secției de drumuri naționale. Și drumul s-a blocat, au venit utilaje, dar a durat foarte mult. Poliția Severin nu s-a prea lăsat impresionată de... Uh, cum să vă spun? Cum se lasă cei ai noștri de la Gorș că e domnul Tudor și că vedeți relații cu premierul, mustața mai groasă sau chestii de genul ăsta? Și a ars o amendă de vreo, 10 mi de vreo 100 de milioane de lei vechi pentru că n-a avut grijă de drumul respectiv. Uh, bine, vreau să vă spun că s-a demonstrat sau domnul Tudor a încercat să demonstreze în fața presei că era drumul în regulă, adică a fost se dat cu nisip și toate celelalte. E, polițiștii spun că Tudor nu a intervenit la timp și, de această, și această situație s-a agravat. Și acum avem de fapt, astăzi știu că trebuia să fie și o licitație, n-am aflat până acum rezultatul ei sau în orice caz o cerere de ofertă să stabilească o firmă care să ocupe de drumurile din Gorj. Dar iată și o primă problemă, pentru că am reziliat contractul cu o firmă care câștigase o licitație. Ori atunci a fost proastă licitația, ori acum nu e ceva în regulă, cum spuneam într-o altă seară. Dar până la urmă, e foarte bine că drumarii își mai ia și câte o amendă, nu că e vorba acum de nou, Tudor, că ai de la noi, drumarii din toată țara, să fie amendați în momentul când nu fac drumurile. Și vă spun eu, aici la Gorș, cei de la Novaci ar trebui să aibă în vedere, cum se blochează drumul spre Rânca să-l amendeze pe șeful poliției Novaci, pardon, pe șeful de drum, deci poliția Novaci să amendeze pe cei de la drumuri. Și după ce plătește, după ce plătește domnul Tudor vreo două, trei amenzi, vă spun eu că doarme pe tractor între Rânca și Novaci și o să avem drum spre Rânca în fiecare zi. Cu această idee, poate le dau, adică poate se și brevetează în sensul acesta, ca să terminăm într-o notă de glumă, poate vom avea drumuri bune în această iarnă și noi o să reușim să ajungem și mâine seară la emisiune. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!